Aloha prieteni, eu sunt Tsunami și astăzi avem o nouă zi interesantă în piața cripto, asta pentru că avem pe listă multe știri bullish legate de BTC, de asemenea, Bitcoin de semne că pregătește ceva și aflăm că balenele au acumulat foarte mult Bitcoin în ultimele 6 săptămâni, asta cât timp Bitcoin a stat sub 60.000 de dolari și toate semnele ne dau de înțeles că ar putea urma o toamnă interesantă pentru piața cripto, asta și pentru că avem în septembrie acea mult așteptată ședință Fed, avem alegerile din SUA, de asemenea avem și alte evenimente bullish pentru această piață și am putea vedea că spațiul blockchain continuă bull run-ul început în prima parte din 2024. În următoarele minute vreau să vă dăm împreună ultimul update-ul legate de Bitcoin și aici vom discuta despre anumite știri bullish, vom discuta și despre anumite mișcări făcute de cei de la Mt. Gox și chiar anumite update-uri legate de BlackRock. Vom discuta și despre Ethereum, dar în special despre Solana, care primește o lovitură din partea SEC-ului american, care încă vede Solana ca un security și șansele din păcate sunt foarte reduse să avem aprobat în viitor acel ETF pe Solana. Vom discuta și despre Binance, Cardano sau Startnet, dar și despre alte nume populare în această industrie, așa că dacă vă place acest tip de conținut, nu uitați să apăsați butonul de like, de asemenea, nu uitați să vă abonați, iar în descriere puteți accesa și canalul de Telegram și profilul de Twitter, unde postez și alte știri interesante. Bitcoin în continuare sub 60.000 de dolari, asta după ce monedalii Satoshi Nakamoto a avut ieri dimineață o evoluție interesantă, ajuns până la un preț de 61.400 de dolari. Din păcate, după s-a corectat și a ajuns până la 58.500 de dolari, momentan Bitcoin stă în acest range și adevărul e că interesul este scăzut. Acum toată lumea e în concediu, lumea e plecată la mare, nu vedem foarte, foarte mult interes pe spațiul cripto. Asta deși, după cum vom vedea imediat, balenele acumulează în această perioadă. De asemenea, legat de sentimentul din piață, vedem că indicele de frame grid iese în continuare în zona de frică, iese la 26 și știm că e o perioadă bună de acumula atunci când piața se află în această zonă de frică sau chiar în zona de extrem fear, cum a fost acum câteva zile. În timp ce pe zona de lichidări vedem astăzi câteva lucruri destul de ciudate, asta pentru că pe prima poziție în topul lichidărilor este ETH, Ethereum. Ethereum are lichidări de 35 de milioane de dolari cu aproximație, BTC de doar 30 de milioane de dolari. Un alt lucru interesant este că cea mai mare poziție lichidată este pe Tron astăzi, pe exchange-ul Binance, o poziție de aproape 4 milioane de dolari. Din acest motiv, vedem că în topul lichidărilor, pe a treia poziție, avem astăzi Tron și Tron a depășit în lichidări chiar Solana. Iar rețeaua lui Justin Sun a primit ieri chiar o veste interesantă din partea celor de la Tether. Și asta pentru că Tether se pare că ieri a mintat 1 miliard de monede USDT pe rețeaua Tron, o veste foarte bună pentru acest ecosistem, un ecosistem care știm că este foarte bine pe partea de stablecoins și chiar a depășit Ethereum în fiurile colectate în ultimele 90 de zile. De asemenea, se pare că pe Tron a explodat și narrativa de meme coins și Tron are parte acum de o atenție mare din partea fanilor meme coin. Asta pentru că se pare că foarte multe nume de meme coin sunt lansate acum pe această rețea. Acest interes ridicat pentru Tron a dus la o creștere impresionantă pentru tokenul lui Justin Sun, de asemenea și pentru tokenul BitTorrent Token. Dar partea interesantă este că Tron se pare că a intrat în top 10 CoinMarketCap, a depășit Cardano, care din păcate pică în afara topului 10 CoinMarketCap. Cardano nu arată bine, cel puțin nu în 2024. Iar pe lângă asta, după mintul uriaș făcut de Tether pe rețeaua Tron, vedem că Tether a mintat aseară și 1 miliard de monede pe rețeaua Ethereum. Am postat pe Twitter acest lucru. Este o veste interesantă pentru că de obicei când vedem astfel de minturi uriașe de USDT, știm că Bitcoin reacționează pozitiv, de obicei chiar are parte de pump-uri. Asta pentru că de obicei când vedem astfel de mișcări înseamnă că intră nou capital în piață, vin jucătorii instituționali cu fiat și au nevoie de stablecoins. Și da, cei de la Tether ne dau de înțeles că după aceste mintări s-ar putea să vedem și mișcări interesante făcute de Bitcoin în perioada următoare. Un alt update bullish pentru Bitcoin în această perioadă vine din partea platformei Sentiment. Cei de la Sentiment anunță că balenele au cumpărat cantități foarte mari de BTC în ultimele 6 săptămâni. Asta cât BTC a stat sub 60.000 de dolari, se pare că în această perioadă balenele au cumpărat peste 5,7 miliarde de dolari în BTC.
sau aproximativ 95.000 de monede Bitcoin. Aici, ca balene, putem descrie acele wallet-uri care dețin minim 100 de monede BTC și e clar că aceste wallet-uri au încredere mare în Bitcoin în această perioadă, chiar dacă interesul este scăzut. Aceste wallet-uri, aceste balene, acumulează în continuare Bitcoin, chiar la acest preț de aproximativ 60.000 de dolari, și asta înseamnă că se așteaptă ca Bitcoin să crească în valoare în perioada următoare. Tot în legătură cu Bitcoin, avem un update și din partea celor de la Mt. Gox, care se pare că continuă acel proces de rambursare. Cei de la Arkham au identificat mai multe tranzacții făcute de Mt. Gox, o tranzacție chiar depășea 700 de milioane de dolari, și asta după ce săptămâna trecută exchange-ul BitGo a mutat 2 miliarde de dolari în BTC, monede ce vor fi rambursate către utilizatori în perioada următoare. Cei de la The Crypt chiar menționează că tranzacțiile realizate de Mt. Gox depășesc 850 de milioane de dolari în BTC. Asta pentru că, dacă coborăm în acest articol, vedem că au fost două tranzacții, o tranzacție de 784 de milioane de dolari și o tranzacție de 74 de milioane de dolari, ambele identificate de cei de la Arkham Intelligence. Vestea bună e că incidentul Mt. Gox nu a provocat un fad până acum și nu a provocat o corecție pe BTC, cel puțin nu o corecție mare, și asta în timp ce acest proces de rambursare ușor se apropie de sfârșit. Iar o altă veste interesantă pentru Bitcoin vine din partea companiei BlackRock. Știm că BlackRock a avut inflori foarte mari pe ETF-ul său pe BTC, a depășit chiar ETF-ul celor de la Grayscale atunci când discutăm despre monedele BTC deținute. Din acest motiv, BlackRock se pare că deține în prezent aproximativ 350.000 de monede BTC și compania este depășită doar de Binance la acest capitol și de celebrul wallet deținut de Satoshi Nakamoto. Iar gigantul american se pare că este lider și pe ETF-ul pe Ethereum, asta pentru că ETF-ul pe spot al companiei BlackRock se pare că a înregistrat inflow-uri nete de peste 1 miliard de dolari pe acel ETF pe ETH, o veste foarte bună pentru BlackRock. Compania deține atât cel mai popular ETF pe spot pe Bitcoin, dar și cel mai popular ETF pe Ethereum. Dar cu toate astea, deși avem și cereri pentru ETF-ul pe Solana, trebuie subliniat că cei de la BlackRock încă nu au aplicat pentru acest produs. Trecem astfel și la știrea bombă din această săptămână și aflăm că SEC-ul american nu prea vrea să aprobe acele ETF-uri pe Solana, asta pentru că SEC-ul condus de Gary Gensler se pare că a respins cererile de tip 90B4 depuse de CBOE sau Chicago Board Options Exchange. Aici comisia condusă de Gary a respins două cereri depuse de acest exchange și asta pentru că SEC-ul insistă pe ideea că Solana este în continuare un security și, din păcate, lucrurile nu arată foarte bine pentru acest ETF, un ETF care ne dădea speranțe că am putea vedea ETF-uri și pe alte altcoin-uri populare. Aici trebuie menționat că avem două companii americane care au aplicat pentru acel ETF pe Solana. Avem compania VanEck, dar și compania 21Shares. Cele două cereri rămân momentan în analiză. Aici cei de la SEC au respins doar cererile depuse de CBOE. De exemplu, cei de la VanEck încă sunt încrezători că am putea vedea acel ETF pe Solana aprobat, și asta pentru că compania VanEck crede în continuare că Solana nu este un security, Solana este un commodity. De asemenea, analiștii cred că sunt șanse zero să vedem în 2024 un ETF pe Solana aprobat. Ei insistă și pe faptul că dacă Kamala Harris va câștiga alegerile din SUA, șansele sunt foarte mici să avem un ETF pe Solana aprobat în 2025. Singura variantă să sperăm la un astfel de ETF ar fi ca Donald Trump să câștige alegerile, asta pentru că știm că este fan crypto și chiar vrea să-l demită pe Gary Gensler din funcția de chairman a SEC-ului american. Și bineînțeles, vreau să insist și pe faptul că BlackRock încă nu a aplicat pentru un ETF pe Solana. BlackRock a menționat că nu se așteaptă să existe un interes pentru un astfel de produs. Poate BlackRock nu a aplicat și pentru că nu se așteaptă ca un ETF pe Solana să fie aprobat. Da, e un detaliu pe care trebuie să luăm în calcul și poate vom vedea după alegeri mai multe companii care aplică pentru un astfel de produs, dar cel puțin până acum șansele par foarte reduse să vedem un ETF pe Solana aprobat în curând.
Solana primește totuși o veste bună astăzi și asta pentru că după ce săptămâna trecută Brazilia a aprobat primul ETF pe spot pe Solana, aflăm acum că se aplică pentru al doilea produs în această regiune. Cei de la HDX se pare că vor lansa un ETF pe Solana, al doilea ETF pe Solana din Brazilia. Și HDX este o companie foarte importantă din SUA, știm că a aprobat sau deține deja două ETF-uri crypto, unul pe Bitcoin, altul pe Ethereum. HDX acum are și un ETF pe Solana, dar în Brazilia. De asemenea, HDX a anunțat că ETF-ul pe Solana din Brazilia a fost deja aprobat de autoritățile de reglementare din această țară și produsul va fi lansat în colaborare cu banca BTG Pactual. Și este o veste foarte bună pentru Solana, deși nu mă aștept să vedem un volum uriaș care vine pe acest ETF din Brazilia. Dar bineînțeles, ne dă speranțe că poate în viitor vom vedea și un ETF pe spot pe Solana aprobat și în Statele Unite. Tot legat de Solana, discutăm și despre Jupiter, acel DEX foarte popular din acest ecosistem. Jupiter atenționează utilizatorii de pe Solana că a apărut o extensie pe Chrome, o extensie care vizează urăturile utilizatorilor Solana și care se pare că în ultima săptămână a reușit deja să fure fonduri sau criptomonede de la un număr mic de utilizatori Solana. Această extensie se numește Bull Checker și da, găsiți aici mai multe detalii oferite de către cei de la Jupiter. În timp ce o chestie asemănătoare se pare că afectează și fanii Avalanche, asta pentru că CEO-ul Avalabs, aici discutăm despre Luigi Donorio de Meo, se pare că contul acestuia de X sau de Twitter a fost săpuit și hackerii au început să posteze anumite meme-coin-uri și anumite link-uri suspecte care erau practic schemuri de phishing. CEO-ul Avalanche sau Chief Operating Officer se pare că a confirmat că contul său a fost săpuit și a menționat că hackerii au postat aici chiar un meme-coin inspirat de Pokémon. Da, este un incident ciudat și din acest motiv trebuie să aveți grijă cu linkurile postate pe X sau pe Twitter, mai ales că am văzut foarte multe astfel de schemuri sau de hack-uri pe Twitter în 2024. Continuăm și cu două știri interesante despre Binance și prima știre are legătură cu Floki, acel meme-coin foarte popular de pe BNB Chain. Se pare că holderii de Floki pot accesa acum un airdrop într-un nou meme-coin, acest meme-coin se numește Simon's Cat. Și toți utilizatorii Binance care dețin Floki sunt eligibili pentru acest airdrop. Singura condiție e ca utilizatorii să dețină minim 400.000 de monede Floki pe Binance sau aproximativ 50 de dolari în acest meme coin. Și se pare că vor primi acel airdrop direct în contul de Binance. Tokenul pe care îl vor primi sau acel meme coin se pare că se numește Cat. Iar o altă știre interesantă care are legătură cu Binance are în prim plan tokenul Voxel. Voxel se pare că a înregistrat o creștere de peste 55%, asta după ce cei de la Binance s-au anunțat că Voxel va fi introdus în zona de futures și acolo va permite chiar un leverage de 50x. O veste bună pentru acest token care știm că stă în spatele unui joc numit Voxy. Proiectul Voxy este lansat pe rețeaua Polygon, o rețea despre care nu se mai vorbește chiar așa de des în 2024. Aici suntem pe CoinMarketCap și vedem pump-ul înregistrat de acest token după anunțul celor de la Binance. Iar moneda a ajuns chiar pe poziția 34 în topul criptomonedelor în ceea ce privește volumul în ultima săptămână. Foarte rapid, trecem și peste alte două știri foarte importante și discutăm în primă fază de Tether. Asta pentru că Tether se pare că a dus stablecoin-ul USDT și pe rețeaua Aptos. O veste foarte bună pentru Aptos și o veste foarte bună și pentru Tether, cel mai important stablecoin care ușor-ușor se apropie de o capitalizare de 120 de miliarde de dolari. În timp ce a doua știre vine din partea proiectului Startnet, acel Layer 2 de pe Ethereum lansat în 2024, care din păcate a avut o corecție de aproximativ 90% în ultimele luni. Cu toate astea, Startnet anunță acum prima propunere de vot din cadrul sistemului său de guvernare. Această propunere de vot are legătură cu un sistem de staking pe care Startnet se pare că vrea să-l introducă undeva în octombrie. Astfel, comunitatea Startnet va putea acum vota mai multe detalii despre acest sistem de stake și dacă este sau nu de acord cu acest sistem. Este o veste interesantă pentru Startnet, un proiect care, după cum am zis,
are un preț atractiv acum, are o corecție mare și e posibil să-și revină, mai ales că de curând a schimbat chiar CEO-ul și proiectul a venit chiar cu multe anunțuri interesante în ultima perioadă și asta pentru că vrea să devină unul din cele mai importante ecosisteme Layer 2 de pe Ethereum. Încheiem aici videoul de astăzi, eu vă mulțumesc că ați urmărit acest material până la sfârșit, iar noi ne revedem în următorul episod. Aloha, prieteni!